fără curent electric. De asemenea, vorbim despre drumuri naționale care au rămas închise și la această oră, doamnelor și domnilor. Bineînțeles că se circulă cu dificultate și dacă ne referim și la Constanța, în continuare cele două porturi au rămas închise. Mulțumesc, Cristina. Ce ne așteaptă după valul de furtuni puternice de zăpadă? Aflăm de la meteorologul Oana Păduraru. Este aici în platou alături de mine. Vedem exact ce arată hărțile mai departe. Bun găsit, Oana Păduraru. Ce se întâmplă? Bun găsit, Ionuț. Bună ziua, doamnelor și domnilor. În primul rând, în următoarele ore ne confruntăm în continuare cu intensificări ale vântului, în special în zonele montane unde rafalele, mai ales pe creastă, depășesc chiar 90-100 de km pe oră. Tot aici zăpada este spulberată și în masivele vestice, unde mai sunt încă precipitații sub formă de nisoare, este încă viscol la altitudini mari, dar intensificarea ale vântului sunt și în partea de sud-vest a țării, sudul Banatului, zona Olteniei și în nordul Moldovei, unde sunt viteze de peste 55-60 de km pe oră. Treptat însă în această după amiază, vântul va slăbi în intensitate, însă precipitațiile vor câștiga din ce în ce mai mult teren în partea de vest, nord-vest și de centru a țării, în regiunile intracarpatice, unde vor predomina ninsorile, deocamdată slabe cantitativ. În zona montană va continua să ningă, dar mâine precipitațiile vor fi în extindere în toate zonele țării. În jumătatea vestică a teritoriului ne așteptăm să predomine ninsorile și să fie chiar consistente în zona munților Banatului, în zona munților Apuseni, iar în partea nordică și centrală vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și chiar și de ploaie, în timp ce în sud și în est ne așteptăm la precipitații mixte. În ceea ce privește evoluția și în zilele următoare, ne așteptăm ca ponderea precipitațiilor să fie mai mare în regiunile intracarpatice și la munte, iar în sud și în est doar trecător să mai fie precipitații slabe. Însă de interes va fi poleiul, care va fi prezent mai ales noaptea și dimineața. În următoarele două dimineți ne așteptăm la polei la nivel local, în special în zona subcarpatică, dar și în sudul țării, iar temperaturile, dacă astăzi într-adevăr sunt chiar mai scăzute față de cele normale pentru această perioadă, mare parte negative, pornesc de la minus 5, minus 4 grade în depresiuni, până la cel mult 6-7 grade în partea de sud a țării. În noaptea care urmează ne așteptăm chiar și la ger în unele zone, în special în zonele joase din vestul teritoriului, dar și în partea centrală. Apoi, mâine, o încălzire ușoară a vremii, maxime între 2 și 12 grade, treptat însă din nou vremea se răcește, alternanțe termice în această săptămână, însă tendința este ca la finalul săptămânii vremea să se încălzească și să devină chiar ușor mai caldă decât în mod obișnuit.